Prezentarea mea de astăzi o să fie mai aplicată. Am văzut că ideea era de teorie și practică. Eu sunt un economist care mă inspir foarte mult în teorie, dar dacă nu o găsesc în practică, nu mi se pare relevantă. Și atunci încerc să iau, și ultimul interesul din ultima perioadă este pentru istoria monetară a economiei noastre în ultimii 10-15 ani. Și încerc să văd ce s-a făcut, cum s-a făcut, dacă a contat masa monetară, dacă n-au contat banii. Și mai ales că am avut și câteva episoade interesante pentru un economist care este interesat de cercetare, de economie aplicată. Am avut o viziune austriacă, s-a tot vorbit de neo-keynesism. Eu o să încerc să readuc ideea monetaristă, Friedman, Milton Friedman, ideea că banii contează. E adevărat că Milton Friedman este foarte cunoscut pentru inflația este întotdeauna și peste tot un fenomen monetar, dar cred că pentru mult mai cunoscut și mult mai interesant astăzi, ar trebui să vedem ce a văzut el în politica monetară din timpul Marii Depresiuni, Marii Contracții din Statele Unite. Ce rol a avut politica monetară și cum a fost politica monetară aplicată atunci și dacă putem să învățăm ceva astăzi. Am două părți ale prezentării. Prima parte, o să mă uit puțin la masa monetară și inflație, să văd dacă găsim ceva acolo cu relații sau nu și pentru România. Și apoi să trec la o analiză aplicată a răspunsului politicii monetare din România în ultimii 3 ani, în fața unor șocuri negative. Cum a răspuns, de ce a răspuns, ce vedea economia României, Banca Centrală în 2008 și ce s-a întâmplat după aceea. Și acum tehnica. Ok. Eu o să merg, am citat Keynes, a citat, cred că am fost și Rothbard, eu merg puțin mai departe, mă duc până la David Hume. În 1700, cred că înainte de ecuația de schimb și alte teorii, Irving Fisher, cred că această frază din Of Money spune cam tot despre bani, nu? Atunci când închizi banii undeva, ai și anihilat prețurile, nu? Deci fără bani nu poți să ai inflație, de fapt, cam asta spune, nu? Și asta e spus în 1700. Ecuația care a apărut mai târziu explică, zic eu, foarte bine ce vrea să spună David Hume. Un șoc agregat, de exemplu, poate să vină din partea unei mase monetare, dar și a vitezii de circulație. Pe termen lung știm foarte bine că se duce în prețuri, dar pe termen scurt, și asta e foarte important, pe termen scurt poate să fie și un efect asupra produsului intern brut, venitului, ce vreți să definim. Da. Puțină istorie monetară în România. Indexul prețul de consum versus masa monetară în sens restrâns. Bineînțeles, sunt una în stânga, indexul în stânga, masa monetară în dreapta. Este interesantă evoluția. Vedem și panta, pentru cei care vor să înțeleagă, o panta fiecarei curbe ne dă și rata de creștere. Nu? Deci vedem, de exemplu, dacă ne uităm la CPI, deci la indexul prețul de consum, avem o creștere a pantei, deci o inflație mai mare până prin 2002, apoi panta se aplatizează. Ce este ciudat este că masa monetară după aceea reacționează și crește. Deci panta masei monetare se accentuează după ce am avut inflație și apoi, bineînțeles, avem episodul din 2008. Deci este interesant și m-am tot gândit cam de ce relația ar fi trebuit să fie puțin diferită. Ar fi trebuit să vedem o pantă mai mare de la masa monetară și apoi în inflație. Se pare că politica monetară până în 2000 ar fost o politică monetară care acomoda, de fapt, decizia de politică fiscală. Nu? Erau un deficit fiscal care trebuia finanțat, acela se vedea întâi în prețuri, iar politica monetară venea după aceea și reacționa. Graficul acesta nu este diferit și dacă ne uităm, și am câteva exemple luate dintr-o analiză făcută de Mervyn King, unde vedeți că ceea ce s-a întâmplat în România și acest mod de evoluție se găsește în alte țări unde au avut hiperinflație, de fapt. Nu știu dacă se vede aici, asta este problema, dar graficul din dreapta este Ungaria și o să vă citesc, Ungaria între 1922 și 1925, ei în 24 au avut hiperinflație
Și uitați-vă la ultima parte, cât de frumos seamănă și cu România astăzi, recesiunea, deci au avut o creștere a prețurilor, a inflației în prima parte, iar apoi au avut și recesiunea în care prețurile și masa monetară, sau de fapt era valuta în circulație, au scăzut. Deci ceea ce se vede în România nu este așa de diferit și s-a mai întâmplat și în alte țări. Mai departe, iarăși tot banii și inflația, acum rata de creștere, nu? Deci banii și inflație, iarăși se vede că masa monetară a scăzut, a fost mult mai mică decât inflația în prima parte și apoi avem un episod de creștere a masei monetare între 2004 și 2007, mult mai rapid decât inflație, nu s-a văzut în inflație. Dar e interesant ce s-a întâmplat atunci. Explicația mea și o să vedeți mai târziu că acest episod este iarăși un episod în care dobânzile creșteau. Deci este interesant să vezi că masa monetară creșteau și dobânzile în același timp și te întrebi ce se întâmplă cu politica monetară. Este restrictivă sau este relaxată? Nu? La ce indicator te uiți? Și dacă indicatorii îți mai transmit informația sau nu. Dar revenind la ideea principală acestei discuții, între masa monetară și inflație sau între creșterea masei monetare și inflație, există o corelație, nu este de 1-1, au fost episoade, dar mie mi se pare că nu vine, deci cauzalitatea aici nu vine de la masă monetară la inflație și la prețuri și mi se pare că vine invers și am explicat de ce. În prima parte a anilor 90, deficitele fiscale au fost cele care au dus la creșterea prețului și apoi masa monetară a reacționat, a acomodat aceste creșteri. Rămânem tot aici, o altă corelație, masa monetară și inflația. Da, se vede, nu? Deși nu se vede pe ani, rate mai mari de creștere ale masei monetare, nu 50%, sunt corelate cu episoade de 50%. Dar am văzut în graficul înainte că acest grafic poate să fie misleading, nu? Pentru că nu întotdeauna episoadele sunt aceleași. Da. Concluziile până aici, deci asta ar fi prima parte. Concluziile până aici, dacă ne uităm, există o relație pozitivă între masa monetară și inflație, corelația este de 0,65, în alte țări e mult mai mare, în Statele Unite în anii 20 era de aproape 1. Nu ar fi o surpriză să vedem o corelație între masa monetară și inflație pe termen lung. Asta îți arată că atât că poți să ai politici monetare relaxate care se ducă la inflație la un moment dat, dar mie mi-arată de fapt că fără bani nu poți să ai inflație. Și ăsta e de fapt experimentul României. În ultima, politicile economice care au acomodat, deci politica monetară acomodativă până prin 2000, a adus și la creșterea prețurilor. Deci fără bani nu există inflație. Așa. Dar există și reversul. Și o întrebare pe care și-o pun cercetătorii este atunci dacă fără bani nu există inflație, de ce nu scădem masa monetară, nu? Deci dacă ai scădea masa monetară, atunci ar trebui să scade și inflația. Și acestea ar trebui să fie acele politici monetare deflaționiste. Nu? Dacă ne uităm în toate țările, de fapt, masa monetară nu scade niciodată, ea crește. Și am avut câteva idei, deși în 2008, cam peste tot lumea, masa monetară a scăzut. Și acolo vreau să ajung. Aici am citat din Friedman și din Schwartz, contracția, ei au arătat că, de fapt, politica monetară între 20 și în perioada de recesiune a fost, din marea recesiune, a fost, de fapt, contracționară, a fost de restrângere, o politică monetară în care s-a retrâns masa monetară și a arătat cât de importante sunt forțele monetare, agregate monetare. În același timp, mai târziu, Milton Friedman spunea că politica monetară poate doar să facă ca banii să nu fie un element de volatilitate în economie. Nu? Se referea la regula lui de creștere constantă. Până la urmă, nu cred că și el și-a schimbat ideea că trebuie să ai o creștere constantă a masei monetare. Ideea era ca să ai o politică monetară stabilă, cu o masă monetară de creștere stabilă, nu ceva constant. Așa cum a interpretat Ben Bernanke mai târziu. Ideea este că banii într-o politică monetară trebuie să nu aibă rolul de a destabiliza. Deci nu trebuie să crească foarte rapid și nu trebuie să scadă foarte rapid. Nu trebuie să existe surprize. Ei trebuie să fie stabil. Creșterea masei monetare trebuie să fie stabilă. Așa. Și atunci, bineînțeles că îmi pun întrebarea dacă
ce s-a întâmplat cu produsul intern brut în România în 2008, nominal și real, dar începem cu nominal, poate fi explicat de ce s-a întâmplat cu masa monetară. Exact o copie a analizei făcute de, bine, nu la fel de bună și nu la fel de importantă, dar în spiritul analizei făcute de Milton Friedman pentru Marea Recesiune, întrebarea este dacă ce s-a întâmplat, dacă poate scăderea produsului intern brut poate fi explicată de o dispariție a masei monetare, nu? Și cum dispare masa monetară, cum scade masa monetară în surpriză și ce înseamnă asta pentru economie. Grafic, bineînțeles că ai putea spune că există o relație, nu? Dar sunt doar două variabile, nu știm care este cauza celeilalte. Bineînțeles că am putea spune că datorită scăderii produsului intern brut a scăzut cererea de bani și masa monetară a scăzut, dar poate să fie și invers, poate să fie și șocul principal să fie la masa monetară și apoi economia să scade cererea de bani pentru că economia este în recesiune. În termen de creștere economică și aici în termen de nu de creștere, în termen de creștere, masa monetară versus produsul nominal. Iarăși se vede relația. Interesant și istoric, masa monetară a crescut și produsul nominal brut creștea, dar nu poți să spui cu adevărat dacă această scădere a masei monetare este cea care duce la scăderea produsului intern brut nominal. Deși există un lag acolo, deși se pare că masa monetară a scăzut înainte, cu câteva trimestre, cu câteva luni, decât a scăzut produsul intern brut, încă nu am făcut o analiză econometrică a acestei relații. Dar hai să vedem ce vedea Banca Centrală în 2008. Nu? Pentru că în 2008 știm foarte bine, de fapt, economia mondială a fost lovită de un șoc negativ prin 2007, care s-a accentuat în septembrie 2008 cu falimentul Lehman Brothers. Deci exista un șoc negativ care, pentru o economie deschisă și mică, cum este cea a României, ar fi trebuit să fie un șoc negativ important, care s-ar fi propagat asupra noastră. Dacă ne uităm la cum vedea Banca Centrală în 2008 evoluția inflației, vedem că din februarie se vedea un trend descendent clar al inflației. Inflația venea în țintă spre sfârșitul, la începutul 2010. În toate cele patru episoade în care s-au prezentat estimările de inflație, se vedea o scădere a inflației. Totuși, deci se vedea o scădere a inflației încă din februarie, politica monetară a fost restrictivă până în august 2008. Deci politica monetară restrictivă, dacă o măsurăm, uitându-ne la dobândă. Deci aveam o inflație care scădea, se vedea din februarie această tendință, dar politica monetară a crescut dobânda până în 2008. Deci Banca Centrală a crescut până în august 2008. Au mai fost câteva episoade, până la un maxim de 10-25. Dacă ne uităm, de fapt, din decembrie 2007 până în august 2008, dobânda de politică monetară a crescut aproape 50%. Deci, dacă acesta este indicatorul la care ne uităm să vedem dacă politica monetară era restrictivă sau nu în 2008, acest indicator arăta că este restrictivă. Și atunci, știind că un efect că durează până se vede în economie efectul unei decizii de politică monetară, apare întrebarea de ce Banca Centrală a mai crescut dobânda în august 2008, când deja eram în mijlocul unor turbulențe la nivel global. Pentru că știa deja că inflația scade, care a fost rolul acestei dobânzi, de ce a trebuit să mai crească. Ce vedea, de fapt, întrebarea este ce vedea Banca Centrală în august 2008, nu? Și avem, o să ajung și acolo, vreau să vin întâi aici și apoi mă întorc. Acesta este o prezentare făcută de Banca Centrală în decembrie 2008, deci la câteva luni după ce a crescut dobânda, dar este interesant de văzut cum vedea Banca Centrală în decembrie, la câteva luni după ce se întâmplase Lehman Brothers, cum vedea Banca Centrală evoluția economiei României în 2009. Și uitați-vă, încă în decembrie 2008 se vedeau presiuni de inflaționiste. Era un exces de demand, deci output gap era pozitiv. Asta înseamnă că exista cerere în economie inflaționistă.
Avem, era un loc de o corecție mică, dar mult mai important, o politică monetară restrictivă nu este îndeajuns. Deci Banca Centrală miza în 2008, în decembrie 2008, pe o politică monetară restrictivă și în același timp cerea din partea politicii fiscale să devină și ea restrictivă. Aici este foarte greu, deci de văzut dacă asta a fost decizia cea mai bună, ajungem acolo, înapoi puțin. Un alt element care arată că politica monetară a fost restrictivă, dobânzile reale, uitați-vă cum au crescut în tot 2008, în 2008, spre sfârșit, în 2009 au crescut, când deja economia dădea semne de încetinire, și apoi și au devenit negative în 2010-2011, iarăși interesant, dobânzile reale devin iarăși pozitiv și în ultima parte, acum în 2011, ceea ce nu cred că e bine pentru creșterea economică, dacă ne uităm la istorie. Încă ceva, dobânzile nominale și-au pierdut scopul după ce o decizie a fost luată de Banca Centrală de a pune o limită asupra dobânzilor din piața monetară. Și atunci, iarăși pentru un cercetător care încearcă să vadă ce s-a întâmplat, dacă politica monetară este restrictivă sau nu, te întreb cât de multă importanță să dai dobânzilor nominale. Pentru că dobânzile nominale, începând cu octombrie 2008, nu mai au nicio relevanță. Ele nu mai sunt cele determinate de piață. Și atunci încerci să te uiți la alte variabile, nu? Încerci să vezi cam ce ai putea să cauți ca alți indicatori a unei politici monetare restrictive sau relaxate. Deci am văzut ce vedea Banca Centrală în 2008, dar nu mai important este ce s-a întâmplat cu masa monetară. Și aici venim exact la analiza lui Friedman, masa monetară, în sens restrâns, a scăzut și nu din octombrie 2008 a scăzut, scade din decembrie 2008, de fapt a scăzut puțin în octombrie și a revenit în noiembrie, în decembrie, dar din decembrie 2008, și vedeți, minimul a fost atins undeva în ianuarie 2010, a scăzut cu 20%, masa monetară în sens restrâns. La o comparație, în Statele Unite, masa monetară în Marea Britanie a scăzut cu o treime. Acesta e un indicator pentru mine că Banca Centrală a fost restrictivă în acea perioadă, a urmat o politică monetară restrictivă. Ce s-a întâmplat cu creditul în acea perioadă? Creditul nu a scăzut, deci total, dar acest credit include și euro, dar a scăzut, bineînțeles, până prin iunie 2009, nu foarte mult, dar a rămas constant până în mai 2010. Deci economia are și un element pe care în Statele Unite s-a văzut o politică monetară restrictivă prin falimentul băncilor. În România, de fapt, băncile n-au dat faliment, dar nici n-au mai creditat. E similar, nu? Deci, iarăși un element că politica monetară a fost restrictivă în acel moment. Și dacă ne uităm la creditul în lei, situația este mult mai tragică. Creditul în lei a scăzut continuu din 2008 și până astăzi. Iar pentru persoanele fizice, iar pentru corporații a avut un eveniment în ultima parte în 2011. Deci, până aici, ideea este că încercăm să vedem dacă avem indicatori care arată cum s-a comportat politica monetară în 2008-2009 și dacă politica monetară a fost prea restrictivă pentru condițiile care existau atunci în economie. Dacă a fost prea restrictivă, la ce se uita politica monetară, și am văzut la ce se uita politica monetară. Politica monetară se uita la o inflație, în continuare la pericole de inflație în 2009, politica monetară credea că există un output gap pozitiv, exces de demand, și politica monetară vrea o restrângere nu numai a politicii monetare, dar și a politicii fiscale. Prin comparație, uitați-vă cum arăta în Statele Unite în situația în perioada 30-34. Cam aceeași scădere a masei monetare, după aceea a revenit brusc în 34, i-au avut alte episoade. Și, bineînțeles, produsul intern brut în Statele Unite, a care a scăzut în același timp cu masa monetară. Asta e analiza făcută de Friedman, este luată din cartea lor, Friedman și Schwartz. Deci avem o scădere a masei monetare care a dus la o scădere a produsului intern brut în perioada de mare recesiune. În România, iarăși,
rata de creștere, masa monetară și prima parte și creditul, și apoi creditul în lei. Uitați-vă cum scad ambele, similar cu ce s-a întâmplat în acea perioadă. Și ideea este, bine, eu mă uit aici lunar până în 2012, încă nu am avut timp să revin acolo. Dacă ne uitam în graficul pentru Statele Unite, a scăzut vreo 3 ani de zile și apoi a revenit în al patrulea an. Aici deja suntem din 2008 până în 2012, aproape 4 ani. Ar trebui să revină dacă istoria este un bun prezicător. Și uitați-vă și la produsul intern brut din România, în termeni reali, seamănă foarte mult cu ce s-a întâmplat cu masa monetară, cu creditul. Ce s-a întâmplat din punctul meu de vedere, iarăși un punct monetarist, am văzut astăzi că nu toată lumea este de acord cu punctele, cu, bine, sunt paradigme diferite, dar eu încerc să mă uit la date. Din punctul meu de vedere, așa cum s-a întâmplat în anii 30, politica monetară a pus un diagnostic greșit a situației din economia reală, ce se întâmplă în economia reală. Și astfel a avut o politică monetară restrictivă chiar și după septembrie 2008, când, de fapt, economia cerea o politică monetară relaxată. Eu văd o politică monetară restrictivă uitându-mă la masa monetară, la rate reale, la aprecierea reală a cursului, ca un răspuns la ceea ce se credea că este un output gap încă pozitiv. Masa monetară din România a scăzut cu 20% în acea perioadă, în Statele Unite a scăzut cu o treime de 33%. Putea să fie diferit? Da. Mai am două slide. Putea să fie diferit? Eu cred că da. Și aici, iarăși, fac legătura cu ideea de astăzi. Dacă masa monetară era o variabilă mult mai importantă în analiza politicii monetare de astăzi, decât output gap. Știm toți că astăzi politica monetară se face pe baza unor modele neo-keynesiste, care la baza un output gap. Analiza pe bază de output gap ne-a dus la o politică monetară mult prea restrictivă pentru condițiile din 2008-2009. Există iarăși o soluție, pentru că economia este euroizată. Înțelegem că nu era nevoie de o volatilitate mare a cursului, dar acele intervenții pe piața valutară puteau fi sterilizate astfel să nu fie afectată masa monetară. Și, bineînțeles, iarăși răspunsul putea să fie o scădere a masei monetare reale. Și concluziile reale, atât în Statele Unite cât și aici, sunt sigur, foarte multă lume a fost sceptică în ceea ce privește analiza lui Friedman, dacă politica monetară din anii 30 a dus la recesiune. Într-un speech din noiembrie 2008, vă citesc doar ultima parte, Milton Friedman spunea la aniversarea 90 de ani, Bernanke spunea lui Milton Friedman la aniversarea acestuia de 90 de ani, în ceea ce privește Marea Depresiune, aveți dreptate, noi am făcut-o, ne pare foarte rău, vă mulțumim și noi o să mai facem a doua oară. Și asta explică și răspunsul lui Ben Bernanke la șocul din 2008 în care a introdus lichiditate în sistem. Mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc lui Florin Cățu. Întrebări incitante ca de obicei. Aș face două precizări totuși. Prima și este esențială. Este că o citire expostă a evenimentelor te conduce de obicei la concluzii diferite față de cele pe care le-ai formula, dispunând de informația limitată și imprecisă ex ante. Și dacă aș vrea să fiu și eu la rândul meu provocator, aș spune așa, dacă România nu țintea inflația și se afla la vârful unui ciclu de creștere extrem de puternică, chiar nesustenabilă, cu o bulă speculativă imobiliară în formare, dacă nu cumva chiar declanșată, și s-ar fi bazat numai pe informații din agregatele monetare, ar fi făcut probabil o politică mai puțin performantă în sensul menținerii stabilității echilibrelor mari din economie decât a putut o face în acest fel. Să nu uităm, în al doilea rând, că discutăm, până acum n-am avut impresia din prezentările făcute că România ar fi o economie deschisă. Păi am avut constrângeri foarte mari care au afectat numai masa monetară, dar au afectat nivelul dobânzii în primul rând, când intrările de capital, inclusiv cele pe termen scurt și ușor reversibile, au fost foarte puternice. Și cred că era foarte greu pentru noi să citim la nivelul lui, chiar decembrie 2008, că economia, nu că se va încetini, asta era relativ limpede, dar că se va duce de la un plus 8, plus 7, la un minus 7. Asta nu am văzut, trebuie să recunoaștem. De-a lungul timpului, în anul 2009, ne-am dat seama că recesiunea o să fie foarte profundă. Norocul este că prognozele pe care le-am făcut împreună cu fondul și comisia,
care arătau la un moment dat minus 10, nu s-au îndeplinit. Deci, până la economia a atins acel nadir și a început să se corecteze undeva în 2010, după care a venit acel șoc al corecției fiscale. Cred că am fost de asemenea justificați să ne uităm la riscul de a relaxa mai rapid politica monetară în 2009, în sensul generării unei volatilități excesive la nivelul cursului, atâta timp cât creditul privat domina și cât aproape două treimi din acesta, 62-63%, era în valută. Păi asta înseamnă un risc la adresa stabilității financiare foarte clar dacă se produce o depreciere brutală și pe termen scurt a cursului de schimb, care într-o recesiune complică foarte mult ieșirea din această perioadă de contracție și refacerea încrederii treptate. În al doilea rând, dacă ne uităm la agregatele monetare, vă rog să o facem în mod consecvent și să spunem așa, M1 are și depozite la cerere. Depozitele la cerere, în momentul în care se întăresc prociclic standardele de creditare, sunt primele la care apelează mai ales companiile, că ele se reflectă de acolo, pentru că utilizează lichiditățile. Când nu mai au acces la un credit care înainte era garantat și foarte ușor, prima dată mănânci din slăina pe care ai pus-o deoparte. E limpede. Așa ceva vedem în condițiile dezintermedierii pe care o înregistrăm la orice turnură de ciclu de afaceri, mai ales când intrăm în recesiune. Deci, pentru mine nu este un mister că a scăzut masa monetară, pentru că cererea de monedă într-o recesiune s-a modificat, a căzut foarte mult. De asemenea, dați-mi voie să nu anticipez discuțiile, Lucian, știu că va vrea să mai adauge mai multe elemente în sensul ăsta. Dar mi se pare ușor contradictoriu să spuneți întâi că n-am relaxat suficient de repede în politica monetară, după care să veniți cu ideea că n-am sterilizat injecțiile făcute în contrapartea intervențiilor din sfârșitul 2008. Ele au amplificat masa monetară ceteris paribus, deci au făcut ceea ce dumneavoastră ne spuneți că trebuia să facem în primul rând. Ce n-au făcut, e adevărat, este că n-au permis validarea unor niveluri de curs care erau foarte ambițioase pentru acel moment și care probabil că au creat anumite dileme, să spun așa, în piață. Dar cred că a fost bine că nu s-a întâmplat acest lucru. Să nu uităm totuși că schimbările de curs de la vârf la groapă, să zic așa, peak to trough, au fost mari, au fost de vreo 30% în România, de la un 3,11% în mai-iunie 2007 până la un 4,3% în 2009. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru intervenție. Nu știu dacă vreți să reacționați acum cu ceva. Da, o secundă. Intervențiile, de fapt, au fost în sensul scoaterii de lichiditate în sistem și de introducere. Deci intervențiile... Aici vă contrazic și putem să vă dăm și cifrele ca atare. A început în octombrie, deși retorica băncii centrale a fost aceea de temperarea volatilității cursului de schimb, au început injecții nete de lichiditate în sistem și nu mici. Doamna director Antochi vi le poate arăta, tocmai pe ideea că instituțiile financiare care înainte depinseseră foarte mult de un ombilic, să spunem, o legătură ombilicală continuă cu mamele din străinate care domină, după cum știm, în acționariat, nu se mai puteau baza pe această lichiditate sau se puteau baza pe aceleași cantități, dar la prețuri care reflectau riscul de țară mult crescut. Vă rog să vă aduceți aminte că în aprilie, cred că aprilie a fost, da, 2009, CDS-ul României era undeva la 750 de puncte de bază. Deci asta se adăuga peste costul fondurilor de la mamă, făcând și mai rapidă scăderea de credit pe care băncile o puteau oferi economiei.